La casele județene de pensii se desfășoară o nouă recalculare pentru anumite sporuri care acum sunt recunoscute de noua lege a pensiilor. Pensionarii trebuie să vină cu documente justificate, obținute în general de la firmele de arhivare, însă alții trebuie să apeleze și la serviciile județene de arhivare. Reprezentanții Casei Județene de Pensii Timiș au prezentat informații referitoare la mica recalculare a pensiilor. Este vorba despre recalcularea după sporurile primite înainte de aprilie 2001, pentru care beneficiarii trebuie să aducă adeverințe. Acestea trebuie obținute fie de la firmele unde au lucrat, fie de la serviciile private care au preluat arhivele. De cele care sunt active nu este o problemă, merg, își ridic adeverința. E adevărat că trebuie să stea o perioadă mai lungă în perioada aceasta, pentru că sunt foarte multe solicitări de liberare de adeverințe. Consider că este important să poată să știe cui se adreseze, pentru că noi nu avem societățile lichidate, nu le avem sau desfințate, nu le avem în baza noastră de date, ca să putem să spunem, domnule, vă adresați la arhivarul SRL de la, să zic, Giurgiu sau de la Săvârșin sau de la Cluj sau care, pe unde este. Și atunci, benefic pentru toți este să se adreseze arhivelor județene. Arhivele firmelor care nu mai există, unele chiar și ale firmelor care încă au activitate, au fost preluate de firme de arhivare. Așadar, pensionarilor le poate fi de folos să ia legătura cu serviciile județene de arhivare. Acestea nu păstrează state de plată, dar pot afla care societate privată o face. Ceea ce vreau să precizez este faptul că instituția Arhivelor Naționale nu deține state de plată. De ce nu deține state de plată? Pentru că obiectul instituției Arhivelor Naționale este reglementată legea 696, republicată, prin articolul 3, care spune foarte clar, fără echivoc, că instituția Arhivelor Naționale administrează, supraveghează și acordă protecție specială documentelor care fac parte din Fondul Arhivist Național. Aceste documente sunt acele documente care au un termen de păstrare permanent, adică ele se păstrează pentru totdeauna, și sunt documente cu o importanță istorică și practică deosebită. Adică ele conțin informații referitoare la, nu știu, evoluția unei instituții, la istoricul instituției sau, nu știu, deci informații de valoare. Statele de plată sunt documente cu valoare practică. Adică ele au o valoare practică pentru persoanele care sunt cuprinse în aceste genuri de documente. Ele au avut un termen de păstrare temporar, pornind de la 90 de ani, cum era reglementat în anii 1950-1960, mă scuzați. Ulterior, termenul de păstrare a scăzut la 70 de ani și după 90 a fost reglementată legea contabilității la 50 de ani, iar după ultimele modificări ale acestei legi, termenul de păstrare este de doar 5 ani. Așadar, ele nu fac obiectul instituției Arhivelor Naționale, dar și tot ca o paranteză, tot ce este înainte de dar nu prea contează. În acțiunile noastre de verificare a modului de îndeplinire a articolului 1996 la creatorii și deținătorii de documente, cum sunt menționați în acest act normativ, în fapt sunt instituții, sunt organizații care creează documente, bineînțeles că am inclus și informații referitoare la statele de plată, pentru că sunt o problemă, este în continuare o problemă de ordin social. Și astfel avem informații referitoare la diverse arhive de state de plată create de, eu știu, instituții, întreprinderi care au funcționat atât înainte de 1989, cât și după anul 1989. Dar, tot cum dar, este o muncă de investigație, dacă pot să spun așa, și de detectiv. Pentru că o parte din aceste societăți și-au schimbat denumirile, s-au reorganizat, s-au împărțit în mai multe societăți. Și aici mă refer la trusturile de construcție care au funcționat înainte de 1989, care s-au împărțit după 1990 în mai multe societăți comerciale. Practic, instituția poate îndruma pensionarii către firmele care gestionează arhivele societății unde au lucrat în trecut.